Deputații neafiliați Irina Lozovan și Alexandru Nesterovski aderă la partidul Renaștere Vozrojdenie. Anunțul a fost făcut de cei doi parlamentari după ce președintele formațiunii Serghei Mișin i-a îndemnat să se alăture partidului pe care îl conduce. Într-o postare publicată pe Facebook, liderul partidului Renaștere Vozrojdenie a scris că, în memoria tatălui său, care întotdeauna a crezut că Moldova poate renaște și poate deveni un tărâm prosper, a decis să invite în partidul Renaștere Vozrojdenie pe deputații Irina Lozovan și Alexandru Nesterovski, precum și pe alții care împărtășesc aceeași viziune și poziție. Politicianul mai notează că urmează ședința Consiliului Republican pentru a face ajustările necesare și pentru a-i da un suflu nou partidului. Ulterior, deputatul Alexandru Nesterovski a scris pe canalul său de Telegram că atât el cât și Irina Lozovan au acceptat propunerea lui Serghei Mișin. Țara noastră trebuie să dezvolte relații strategice cu toate țările, inclusiv cu Federația Rusă. Deciziile noastre se bazează pe o analiză profundă și pe grija pentru viitorul frumoasei noastre țări. Ne străduim să construim o societate puternică și prosperă, în care fiecare cetățean va avea șanse egale de succes și prosperitate, se menționează în declarație. În luna martie, Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan au anunțat că părăsesc Partidul Socialiștilor, precizând că vor rămâne deputați neafiliați și se vor alătura protestelor organizate de Mișcarea pentru Popor. PSRM le-a cerut celor doi să-și depună mandatele de parlamentar și au condamnat actele de trădare. Ulterior, cei doi au declarat că vor lansa propriul proiect politic, care va uni forțele de stânga, și au invitat doritorii să se alăture partidului.